La Arhiepiscopia Râmnicului, începând cu data de 25 septembrie, vor avea loc o serie de manifestări dedicate prăznuirii Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul este sărbătoarea râmnicenilor și a vâlcenilor în general, pentru că îl avem ca sfânt ocrotitor pentru orașul Râmnicu Vâlcea, dar și pentru județul Vâlcea, dat fiind faptul că Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul a păstorit această eparhie între anii 1705-1708, înainte de a ajunge mitropolit al Țării Românești. De aceea, Arhiepiscopia Râmnicului organizează în ziua prăznuirii sale, în 27 septembrie, marți, prăznuirea sa și în cinstea acestei sărbători se va oficia Sfânta Liturghie Arhierească, la care vor participa mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și ai Bisericii Ortodoxe din Georgia, de acolo de unde Sfântul Ierarh Antim era originar. Va participa din Georgia o delegație a Mitropoliei Georgiene, în frunte cu Mitropolitul Teodor. De asemenea, va participa un ierarh antiohian, Preasfințitul Părinte Cais, pentru că Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanu a avut legături culturale și cu zona aceasta din Arabia și din zona Antiohiei. De asemenea, vor participa, așa cum spuneam, ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române, bineînțeles, sub atenta coordonare și binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului. Așa cum spuneam, este o sărbătoare deosebită la care suntem invitați cu toții, cei care, vâlcenii care ne aflăm sub ocrotirea duhovnicească a Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanu. Despre Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanu, probabil că fiecare dintre vâlceni cunosc anumite lucruri, însă în puține cuvinte, așa cum am amintit, am putea trece în revistă faptul că Sfântul Ierarh a fost păstorul acestei sfinte eparhii, unul dintre mulți arhierei care au păstorit această eparhie, însă alături de primul ierarh care a păstorit această eparhie, Sfântul Maxim Brancovici și Sfântul Ierarh Alin de la Cernica, acești trei, alături de Sfântul Antim, sunt canonizați de Biserica Ortodoxă Română, ceea ce face și mai important această sărbătoare și cu totul deosebită. Enoriașii sunt așteptați să participe la Sfânta Liturghie în data de 27 septembrie, oficiată de Înalt Preasfințitul Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un sobor de ierarhi din Georgia și România, pe scena special amenajată în fața Catedralei Arhiepiscopale Sfântul Ierarh Nicolae.